Dragi jucători de echipă națională, era o vreme când emisiunea de sport începea cu un bună ziua spus de Roxana Ciuhulescu, care, după cum știți, a fost ani de zile la Look, dacă nu mă înșel. La Look TV, da. Fotbal Look se numea emisiunea și am prezentat-o în 2014. A fost provocarea mea după 13 ani de promotor. Stai o secundă, că asta m-am întrebat și eu. Ce caută? Tu se vede că ești pasionată de sporturile cu motor și te potrivești. Ce căutai tu în zona asta cu fotbaliștii, Roxana? Păi, mi-a plăcut foarte mult și îmi place foarte mult fotbalul și... Ai jucat? Se știa că... Păi da, eu am jucat handbal și nu știu cum să spun, când aveam cât un premiu de luat, acela era în meciuri de fotbal. Aha. Antrenorul ne punea să jucăm fotbal, deci era distracția noastră maximă. Și am îndrăgit fotbalul încă cel puțin din vremea când eu m-am apucat de handbal. Dar ce vreau să spun este că în 2014, când am primit această propunere, de fapt îmi doream o emisiune de sport. Da, da, chiar din culisele emisiunii Roxane. Din studioul Fotbal Look, exact, când eram foarte emoționat, aici a fost provocarea, știi că a fost challenging-ul. Ice Bucket Challenge, toată lumea își punea găleată cu gheață în cap. Da, așa este. Și am primit această provocare, știi cum e, că nu puteam să zic că nu, că stai, că da, nu trebuie, pot. Că erau pentru o acțiune, pentru oamenii care au scleroză amiotrofică. Bun, care a fost cea mai grea provocare, apropo de un interviu, în zona fotbalului? Mai, știi... Tremuram realmente de frică în momentele în care, în special după derbiuri, când se luau reacții prin telefon, când îmi spunea producătorul, de exemplu, în cască, vezi că l-ai pe Gigi Becali, dau un exemplu, simțeam că pic de pe scaun de frică, pentru că, unul la mână nu-i știam, pe cei mai mulți dintre ei nu-i cunoșteam, doi la mână cream acea confuzie, de exemplu, mitică Dragomir mi-a trântit-o în direct, mai ales că am și dat o bâlbă, nu știam, nu știu, n-am știut acțiunea să o comentez sau am pucit numele uneia dintre fotbaliști, nu mai țin minte, Roxana, exact. Eu am o singură curiozitate, după care intrăm în legătură cu studioul știrilor. O să vedeți ce zilăm la Focus ora 11. Domnul Becali nu mai e un secret pentru mine, este un misogin. El crede că femeile n-au nicio treabă cu fotbalul. Pe Ana Maria Plăza, mine s-a purtat foarte frumos întotdeauna. Așa, vreau să știu cum ai că... Adică, mă, femeile la fotbal, femeile acasă să facă copii. Nu, am dat un exemplu. Țin minte, primul antrenor care mi-a intrat prin telefon și care am fost reticentă și mi-a fost frică, a fost Olăroiu. Nu știu de ce, pentru că este un om, cred eu... E un om foarte ok. Absolut. Dar pentru că și eram la început, pentru că nu știam foarte bine această tagmă a fotbalului, am avut un timp record de a învăța, pentru că am primit propunerea și în 3 săptămâni, maxim o lună de zile, am intrat deja pe post cu emisiunea, m-a deranjat teribil că toată lumea îmi zicea că o copiez pe Ioana Cosma, ceea ce n-aveam nici în clin, nici în mâne, că n-aveam nicio treabă, tot respectul doar pentru Ioana. Încă erai o femeie care reprezenta, atâta e legătura cred cu Ioana. Cred că da, nu știu, că eram poate o posibilă amenințare, habar n-am, dar oricum... Probabil. Da, dar mi-a plăcut fotbalul. Am fost și am rămas în continuare fan CFR Cluj. Am recunoscut-o de fiecare dată. Am fost la finala. Hai că vă și merge de vreo 5 ani. Da. Doamnelor și domnilor, vă merge afară, bine. Dacă știți ce se întâmplă în lume, o vedem acum pe Roxana Ciuhulescu, în momentul în care a primit provocarea cu găleata, l-a provocat pe Iuliu Mureșan. Nu știu dacă fostul președinte de la CFR Cluj a acceptat și și-a pus și el găleata în cap, cum ar fi. Bine, acum Iuliu Mureșan a ajuns la Dinamo. Acum a spus singur găleata în cap fără să-ți mai ceară nimeni. Mai este la Dinamo? Păi a plecat acum, zic asta, da, nu ăsta a fost jale. Nu era locul acolo. Așadar, dacă vreți să vă meargă bine, trebuie să fiți oameni informați. Și dacă sunteți oameni informați, înseamnă că urmăriți Focus ora 18, în zimare pentru fotbalul românesc. Hai România! Andreea Berecleanu vă spune care sunt știrile zilei și Evi. Urmărim știrile până atunci, însă Roxana este în continuare alături de noi. Hai România, fi prima. A fost, deci bun, au fost oameni cu care ai avut, ca să zic așa, diverse rețineri în momentul în care ai intrat. Te-ai cineva, dacă poți să spui, sau nu neapărat să-mi spui numele, care te-a călcat pe nervi? M-am burzulit la Șumudică pentru că se luase în perioada aceea de o reporteriță, a jignit-o într-un live și m-am supărat foarte tare pe el și l-am cam trântit așa în live. Deși foarte bine ai făcut. El nu era în studio, da, a fost o... Și te-a sunat? Nu, cum să mă sune. Da. Nu. Așa, de-a lungul
celor 6 luni de zile, pentru că atât am prezentat emisiunea, am avut o sumedenie de momente care mai de care, ba amuzante, ba de a râsul plânsul. Au fost emisii mamut, pentru că mă miram, de exemplu, că tu ești one man show 3 ore. Țin minte că erau zile în care aveam câte 3 sau, dacă nu mă înșel, câte 4 exact. Emisiuni. În 6 luni de zile am slăbit 6 kilograme, pentru că făceam emisie înainte de meci, în timpul meciului, în pauza din meci, după meci, înainte de următorul meci, iarăși în pauză și după meci. Cine e o zi întreagă? Câte, îți dai seama, 4 meciuri, erau zile în care nici nu apucam să mănânc, de asta am și slăbit. Și eram tot timpul la curent cu ce se întâmplă în cele 6 luni de zile, bineînțeles că învățasem tot despre fotbal. Interesant a fost înainte să începe emisiunea, pentru că îmi făcusem un perete, aveam hârtii lipite cu numele antrenorilor, cu numele jucătorilor, de unde cu săgeți, de unde au venit. Era ca aia și când e marele investigator de la poliție de New York și e tabela aia în care toate săgețile se duc undeva. Uite, până când trecem la Iulian să vedem exact cum finalizează el în fața porții rețeta pe care o are astăzi, să știi că viața de reporter sportiv, ca femeie, poate să ducă în direcții diferite. De exemplu, astăzi când m-am gândit că vii aici, m-am gândit că, de exemplu, pe o fată, nu știu dacă avem imaginile cu imaginile acelea din Spania sau fotografia. Dacă nu zici de Sara Carbonero, nu? Exact. Deci știți foarte bine că Iker Casillas a trebuit să-i dea interviu Sarei Carbonero și ce a făcut Iker Casillas în timpul interviului. Nu știu dacă avem imagine, le-am dat mai devreme. A pupat-o. Nu ți-a fost frică că poate vine unul și te pupă în direct? Nu mi-a fost frică, care ar fi îndrăznit? Vorba aia, știi ceva? Știi că până la urmă și Șumudică și Becali. E fată fină, dar totuși când te uiți puțin în alta, așa, parcă nu-ți vine, știi? Avantajul meu a fost că eu am fost om de studio, știi? N-am făcut teren, n-am fost om de teren. Ce vreau să spun apropo de Iker Casillas, că l-am cunoscut chiar imediat după ce au apărut acele imagini între el și Sara Carbonero, în care s-au sărutat public. L-am cunoscut pentru că în anul acela Ion Țiriac organizase turneul de la Madrid, a fost, cred că, primul turneu cu zgura albastră și noi am fost o echipă întreagă acolo și am avut această oportunitate de a face interviu cu Iker Casillas, care în vremea aia trăgea spotul, mi se pare, pentru Adidas. Am fost la stadion și bineînțeles că am făcut interviul cu el, iar ultima întrebare de final, care crezi tu că a fost? Care a fost? Bineînțeles, despre Sara Carbonero. Că știam că dacă nu o să-i placă întrebarea mea, o să mă dea afară, ceea ce s-a și întâmplat. Te-a dat afară, dar era ultima întrebare și gata, nu? Bineînțeles, am pregătit glonțul final la final. Foarte tare. Da, doamnelor și domnilor, pe de altă parte vă mai aduc aminte un lucru. Cine a fost, tu știi, mă, cine a fost primul reporter sportiv de televiziune de fotbal din România? Ana Maria Prodan. Ana Maria Prodan a fost la procesul etapei cu Ovidiu Ioanițoaia la ProTV înainte să înceapă, deci practic în 1995, când era pe Canal 31, se numea atunci. După care Ana a plecat în America, s-a căsătorit cu Tibi, a făcut copii, s-a apucat de business, de nu știu ce. Deci începuturile... Nu știam de deci, istoricul ăsta la după meciuri, Ana se ducea, ea având o copilărie alături de toată trupa asta de la Dinamo, cu Cocodeleanu, el se cunoștea cu copiii fotbaliștilor și a oamenilor de la Dinamo foarte bine. Așa că, uite, pe una a adus-o să fie soție de fotbalist, pe alta a adus-o să fie impresar. Pe tine fotbalul te-a lăsat, te-a îngăduit un pic, după care ai revenit la ceea ce te pasionează mai tare. Absolut, da. Sunt dedicată lumii auto. Dar asta nu înseamnă că nu mă uit în continuare cu drag la meciuri și mai ales când seara asta jucăm, iată, cu Muntenegru, sperăm ca în seara asta să câștigăm. Acum, în calitate de 21... moderator, trebuie să-mi dai un pronostic, ceva, trebuie să zici ce crezi că se întâmplă. Creu de... Hai zi-l sincer acum, sincer. A? Iulian, stai că suflă ceva, Iulian. Iulian a pasat 3-1 cu... România. 3-1 România. Ia prezintă meniul. Eu am făcut 3 preparate. 3 preparate și un desert. Ingredientele. Ai făcut o greșeală să mă lași în pauză. 3 preparate și un desert, adică 3-1 așa liniștit. Vorbim mâine. Deci, dragilor, după cum v-am spus, am pregătit tartar de avocado cu migdale, o poșat, somon afumat, castravete. Ai păstrat-o pentru mine, Iulian. Normal.
somon la cuptor, orez sălbatic și sparanghel, cartofi dulci, mușchiuleți de vită și salată verde. Și pentru desert am pregătit niște căpșunele din piață, senzaționale, gustoase, cineva le-a gustat deja, nu spun cine, care vin servite cu niște migdale. Da, cine ne-a mâncat ingredientele, a trecut la desert. Draga mea, dacă îți face plăcere, am pregătit deja tacâmurile, dacă vrei să... Trebuie să nu spui a doua oră, doar aștept pauza. Păi nu, poți să... La noi se mănâncă și se mănâncă în direct. Se mănâncă în direct, dacă vrei să facem degustare sau... Ori acum, ori niciodată. Eu direct am fugit. Du-te, dacă vrei acum, doamnelor și domnilor, până când se aduce Roxana, treci frumos. Cristi, dar dă și tu un pronostic. Doamnelor și domnilor, eu îmi doresc doar să fie 1-0. Pentru România este suficient și să ținem până la final. Sunt puțin realist, nu o să fie simplu deloc, pentru că tot ceea ce înseamnă fosta Iugoslavie sunt oameni foarte dârji și luptă până la capăt. Avem degustarea la final. Poftim, hai de România. Până când își face acolo, hai să vedem, ia porția, ia să vedem. Cum e, Roxana? Meniul echipei naționale? Curcubeu în cerul gurii. Mulțumim foarte mult, a fost Roxana Ciuculescu, direct de la pupitrul unei foste și cunoscute emisiuni de fotbal. Noi vă propunem să nu mișcați telecomanda în seara asta de pe Prima TV. Avem știri și numai la Prima TV puteți să vedeți un meci care este decisiv pentru echipa națională. Prin urmare, întotdeauna echipa națională a simțit când voi ați fost alături de ea. În seara asta, dacă sunteți pe Prima TV, toată energia se adună către Giulești și acolo vom face un lucru absolut important. Nu întâmplător acest meci se dă pe Prima. Deci, România, cum am pus smuș și celebru clip, fii Prima. Ne vedem mâine și la meci! România, România, alea!